Așa că jocul ăsta are cea mai mare miză de până acum. Vai, dar nu e bună asta. Trebuie să începeți de jos. Care dintre voi vrea să înceapă? Eu. Ok, hai Viviana. Dacă dărâm din prima. Dărâm, te duci cu parașuta. Deci, duci scoți să... de jos, da? Nu știu, scoți de unde vrei tu. De unde vrei. Important e să nu cadă și să pui sus. Prima cutie, scoasă de Viviana. Atenție, ia, e foarte are... bine, bravo. Are hai. Pantofinia? Domnul George, mai departe. Hai, Viviana. De următoarea, da? Mhm. Eu am mai jucat Inga. Mamă, vezi că a pus bine cutia asta. Hop, 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 încep să se miște toate. Păi trebuie să o pui deasupra. Deasupra, să o pui deasupra, inimioara mea. Ai, ai. Mamă, ia să vedem de unde mai scoatem. Hai. Păi nu, de acolo am scos eu. A, mai sus, da. Mai sus, nu? Ia. Haide, 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 așa. Haide, haide, haide. Hai că se strânge lațul. De aici? Nu? E, vreți să știți că de oriunde. E prima deci dată când deci fii atentă, în cazul în care pică, trebuie să fii... Nu, că eu fac în așa fel și o să pice la... Fii atentă, vezi că pică astea de sus. Nu pică, nu pică, nu pică. Nu pică, mă, care... Atenție, așa. Miza este una foarte mare. Cel care dărâmă cutiile... sare cu parașuta. Iar eu îl voi trimite pe Costel cu voi, ochiul meu, Costeluș, să filmeze și să-mi spună exact ce faceți voi acolo. Costele, cu bughiul pe ei. Atenție, hai Georgica că se strânge la... Aha, aha. Vezi că tremură cutiile. Opa, 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 opa. Ia să vedem, Georgica, cum pui tu deasupra acum. Eu pun cum pun. Să văd pe Viviana cum ai... Nu, nu, nu. Ia uită-mă. Eu de unde? De la capăt. De oriunde. De oriunde, de unde știi tu? A, de oriunde vreau eu, nu? De oriunde vrei tu, important e să nu cadă. Vezi că nu prea mai ai de unde. Ți-a dat șahmat. Ți-a dat șahmat, cred că de oriunde ai scoate acum pică toate. Cum ne învârtim după ea. Deci pe aia o să pice, nu? Da, da, eu zic să te concentrezi. Eu cred că mai e vreuna pe care poți să o scoți. Important este să te gândești. Nu există. Nu există. Nu ai zis tu că e un cadou pentru tine? Alte cadou. Ia să vedem dacă o să te mai bucuri așa. Da, da, de acolo. Te ajut eu, mă. Hai că te ajut eu. Ce faci, mă, că nu e rândul tău? Nu? Păi, dar ce ajuns tu? Asta e, o să pici. Hai că nu, chiar nu mă pice. Ușor, 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 că s-ar putea să nu pice. Erai bine cu aia. Cu care? Cu asta? Cred. Nu să piseam cu aia, nu stă niciodată, o să pici oricum. Pică. Încet, 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 încet. Încet, încet, încet. O să pici, încet, 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 încet. Nu trage tare, încet, 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 încet. Încet, 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 încet. Dar iau și pe el. Doamnelor și domnilor, cum adică le iau și pe el? Oficial. Nu, ești bărbat sau nu? Vii cu mine. Atenție. Da. Și sărim cu parașuta. Viviana va trebui să sară cu parașuta astăzi după emisiune. Costeluș, Viviana sare prima, iar al doilea Georgica. Ce? Da. Cum adică? Ei, ei, bravo. Ei, bravo. Cum adică Georgica? Toată echipa te încurajează. Bravo! Toată lumea abia așteaptă. Băi, tu fii bărbat, mă, cum s-o las singură pe Viviana păi să sară. Băi, trebuie să fii cavaler, mă. Exact. Merge acolo, mergem, filmăm. Tu sari primul, eu rămân în avion, mă uit la tine. Doamnelor și domnilor, luni veți putea urmări materialul pe care îl vom filma imediat după emisiune. Cei doi, cei doi prieteni, cei doi prezentatori, cei doi faimoși, George și Viviana, vor sări cu parașuta. Îți dai seama, tu și Tom Cruise, mă. Băi, o să azi, mă. Îți fac pălcile. O să fie mișto tare de tot. O să-ți placă, lasă să-ți fie frică. Asta este momentul. Că tot spune că ți-e foame, să nu mai mănânci nimic azi. Vai, nu mai mănânci. Fără pui Shanghai, fără mergi. Pui Shanghai, nu mai mănânci. Gata, la revedere, s-a terminat. Bă, dar puteți să ne trimiteți și voi în altă parte, la un parc de aventură. Nu știu, nene, echipa s-a gândit și au zis, bă, să le dăm o provocare simplă. Să avem și noi o miză pentru jocul ăsta. Vă spunem sincer că oricine ar fi pierdut, oricum nu-i trimiteam pe amândoi azi. Nu. Dar n-aveau de unde să știe. Mai bine mă trimiteați cu Lavinia Târziu. Îți dare multă baftă! Vivi, să-l arunci, să-l împingi în caz de ceva. Îi fac vânt!
Până atunci, ca să-mi revin, o să vedem un material realizat de la Vinia Târziană. A fost într-un parc de aventură, unde putea să mă trimite și pe mine, să mă distrez. Păi tot aventură. Să mă aici, aventura vieții tale. Am uitat să spunem că o să fiu aventură și aterizez într-un parc. De aventură. La Vinia, scoate-mă de aici. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Bună dimineața, dragii mei! Am ajuns la destinația ideală, în parcul de distracții. Aici unde părinții pot veni împreună cu copiii și prietenii să petreacă momente de neuitat. Mai multe despre asta vom afla în minutele următoare, chiar de la domnișoara Andra Ghețe, managerul acestui parc de distracții. O să ne ofere cele mai bune și utile informații. Haideți cu mine! Copilăria n-o vom uita, nu ne mai întâlnim cu ea. Bună dimineața și mulțumim că ați acceptat invitația și că ne-ați primit în acest parc minunat. Bună dimineața, bine v-am găsit, cu mare drag. De ce activități se pot bucura copiii împreună cu părinții sau chiar prietenii în acest parc de aventură? Păi avem numeroase activități în interiorul parcului, începând cu activitatea principală, traseele în copaci, zona de echitație, mini-golf, tir cu arcul, paintball, atelierul de creație. Sunt activități pentru copii începând cu vârsta de la 2 ani, atât pentru copii cât și pentru adulți. Mai știm că există și posibilitatea cazării aici, în incinta parcului de aventură. Care sunt regulile și dacă există, poate, pachete promoționale pentru familiile care aleg să petreacă aici un weekend sau să vină în tabără? Da, avem multe persoane care vin inclusiv din nordul țării sau din afara țării și își petrec numeroase serii la căsuțele noastre din interiorul parcului. Avem ca număr 5 căsuțe, 4 în copaci și una la sol. Cea din spatele nostru este căsuța din povești, este cea de la sol. Avem căsuțe atât cu 2 locuri, cât și căsuțe cu 4 locuri unde vin părinții împreună cu copiii. Având în vedere diversitatea, care sunt spațiile destinate copiilor din cele menționate de către dumneavoastră, că aici intră și cei mai mici și mai mari? Atracția principală este locul de joacă pentru copii, după care atelierul de pictură și desenele cu nisip. Că tot veni vorba de aceste ateliere la mare căutare de către copii, haideți să facem cunoștință cu primul dintre ele, cel de nisip. Pentru ce categorie de vârstă este atelierul desene cu nisip? Bună dimineața! Atelierul nostru se adresează copiilor de la 2 ani în sus. Depinde de îndemânările lor și de dorința de a se juca cu nisip. Pot lucra și părinții împreună cu copiii? Da, și noi chiar încurajăm asta. Este o distracție bună pentru familie, să lucreze împreună, să exploreze culorile împreună, să creeze împreună. Este o distracție potrivită. Cât timp petrece un copil aici la atelierul dumneavoastră, până termină o planșă aproximativ? Depinde de creativitatea lui și de câtă răbdare are. De efectiv, sunt copii care lucrează și în 5 minute o planșă, alții care lucrează în jumătate de oră. Depinde și de desen, nu numai de creativitate, de complexitatea desenului. Dacă vă solicită ajutorul, stați la dispoziția și celor mici și celor mari. Sigur că da, de asta suntem aici. Iar de la atelierul de nisip trecem la cel de pictură, unde colega noastră a început deja activitatea și pare că se distrează de minune. Elefantul Cici și-a pierdut cipicii și acum plânge și cere furnicii. Unde-mi sunt cipicii? Dă-mi înapoi, că m-am furit tare și calc pe mușuroi. Nu m-am furit de data asta pentru că mi-am descoperit o nouă abilitate, dragii mei, aceea de a fi pictor. Și alături de mine la atelierul de creație este domnișoara Cristina, cea care se ocupă de bună dispoziție și de micuții talentați care vin la acest atelier. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum îi atragi, Cristina, pe copii să vină la acest atelier de pictură și de ce e important?
În primul rând, copilașii vin din dorința de a se distra, de a se relaxa. Cum fac eu, adică? Așa, și nu doar copilașii, și adulții care pictează aici la atelier, își dezvoltă creativitatea, lucru în echipă. De la ce vârstă pot picta cei mici aici? De la 2 ani. Avem aici, chiar acum la atelier, copilași chiar de la 2 ani care pictează alături de părinți, de frățiorii mai mari. Care sunt cele mai alese figurine? Pentru că aici, la standul acesta, la atelierul de pictură, am întâlnit aceste figurine din Ipsos, pe care copiii aleg să le picteze. Adică nu numai pe planșă, nu? Da. În principal pe figurine de Ipsos, dar avem o varietate de materiale pe care pot picta. Cele mai în vogă, să zic așa, pe care toți copilașii le aleg, sunt fie prințesele din povești, binecunoscute prințese, animăluțe, că copiii sunt pasionați de animale. Avem o grămadă de figurine pe care le pot alege, dar în principal cam astea sunt. Dragii mei, am avut parte de o zi de neuitat aici în Parcul de Distracții, unde vă recomand și dumneavoastră, părinți și copii, prieteni, să veniți să nu ratați atâtea atracții frumoase. La revedere, tabără dragă, la revedere, noi plecăm! Noi nu plecăm nicăieri, noi încă suntem aici. Îi mulțumim la Vinei Târzianu, colega noastră, pentru acest material plin de culoare și de veselie.